Salutare, stimați prieteni, stimați abonați ai canalului meu, simpli vizitatori ai canalului. Iată, astăzi avem data de 23 ianuarie. Iată, perușii. Dar nu asta am vrut să vă arăt. Priviți. Priviți ce fac zebrele australiene, care tot ce e posibil. Coajă de ou, pene, sămânță, numai ce n-au ele aici. Deci construiesc cuibul unde năpădesc. Și asta nu e tot. Priviți. Priviți ce fac perușii. Au început să săpa în lemn pentru a-și face cuibul. Priviți. Cermiguș. Acesta este primul semn că perușii sunt gata pentru perechiere. Aici mai iau cu ceva. Așa. Aici este creta și nisipul. Și nisipul care haideți să împreună iată am pregătit. Așa, dispozitiv pentru a stupa acea gaură, pentru a stupa acea gaură. Haideți să o stupăm de orice, nu avem nevoie de ea. Iată, am astupat-o. Sper să nu mai am astfel de surprize. Acuș, voi mătura. Priviți cum este nasul la acea femeală. Vezi cum este nasul. Este de un cafeniu închis, un maro închis, mai bine zis. Scrieți, vă rog, în comentarii cine are practică cu zebrele australiene. Face la momentul acolo ele împerechea sau nu. Deoarece au aproximativ jumătate de an masculul și femeia aproximativ un an. Iată-l, priviți, gata și de acolo pentru a săpa.
Acum voi încerca să voi începe să le fac curat. Am scos sticletele afară. Haideți să mergem să vedem. Iată așa. Am scos sticletele afară. Să încercăm. Să plăret. Bine, stimați prieteni, cam asta am vrut să vă arăt. Scrieți, vă rog, în comentarii. Ar fi bine la moment de a le pune cuiburi perușilor și zebrelor australiene. Sau le lăsăm până la 1 martie. La 1 martie cred că le voi pune. Deoarece mi-e frică să nu... De orice vreme se poate schimba în orice moment. Înspre frig. La moment, da, este un 5-7-10 grade afară. Aici este puțin mai cald. Dar totuși sper în timp apropiat de a ridica temperatura. Haideți, cei ce nu sunt abonați, abonați-vă la canalul meu. Cei ce sunt abonați, lăsați un like. Haideți să vedem câte persoane au privit acest video. Câte un like, nu vă costă nimic. Haideți butonul roșu să facem butonul în culoare gri. Pe curând, ne mai vedem. Pa, pa, pa.